إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Vorbeam acum ceva timp în urmă, o să vină o lună foarte importantă, luna Ramadanului, luna în care trebuie să ținem post, să ne pregătim, cum întâmpinăm. Și azi, subhanallah, deja a trecut o săptămână. A trecut o săptămână în această lună, deci zilele, așa cum spune și profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, când se apropie ceasul, sfârșitul lumii, adică orele trec foarte repede. Nici nu simțim cum trec. Zilele la fel. Allah subhanahu wa ta'ala în Quran spune Eyyamen ma'dudat. Eyyamen ma'dudat. Zile numărate. Așa este postul. Zile numărate. De aceea, cine se străduiește de la început, cine se pregătește pentru această lună, va avea de câștigat. Cine nu, pierde. Ce pierde? Pierdem foarte mult. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, într-o relatare, vorbind despre importanța lunii Ramadanului, este de fapt o întâmplare între doi companioni care erau prieteni foarte, foarte buni. Și au trăit împreună. Tot timpul erau de nedespărțit. Tot timpul împreună. Unul dintre ei, când s-au dus la o bătălie, a murit luptând pe calea lui Allah. Al doilea, după un an, a murit de boală, în pat, în casă. Foarte naturală, adică i-a venit soarta și a murit în pat, după un an după acesta. Companionii i-au visat că cel care a murit în pat a intrat în paradis înaintea celuilalt. Care a murit luptând pe calea lui Allah. Și noi știm ce înseamnă să fii martir pe calea lui Allah, ce răsplată ai. Allah subhanahu wa ta'ala iartă toate păcatele martirului, nu? În afară de datorie, bineînțeles. Și aici iar un lucru important, illa dein, spune profetul sallallahu alaihi wa sallam. Adică dacă ești dator față de cineva, poți să fii și martir, nu scapi. Datorie e datorie. Dai socoteală pentru ea. Și l-au întrebat pe profetul sallallahu alaihi wa sallam, trimisa lui Allah, ăsta a murit pe calea lui Allah. Amândoi erau împreună. Rugăciunile le-au făcut împreună, au citit Coran împreună, au studiat împreună, au transmis mesajul împreună, au trăit împreună. Unul a murit pe calea lui Allah și al doilea a murit în pat. Cum se întâmplă ca el l-am văzut că a intrat în paradis înaintea celui care a murit pe calea lui Allah? Asta a murit în pat. Și profetul sallallahu alaihi wasallam ce le-a zis? De ce vă mirați? Nu a prins un Ramadan în plus? De ce vă mirați? A prins un Ramadan în plus. Adică cât de mult contează un Ramadan în care faci fapte bune și primești răsplată de la Allah subhanahu wa ta'ala. De aceea, sezonul Ramadanului este un sezon scurt. Noi spunem o lună, wow, e mult, dar uite cum trec zilele. Imediat trec zilele. Și de aceea, dacă nu ne străduim, dacă nu ne pregătim să întâmpinăm această lună, să facem cât mai multe fapte bune, iar faptele bune pe care le facem să nu fie de genul să fie bune pentru mine, să fie bine pentru toți. Da? Să fie bine pentru toți. Așa cum savanții musulmani ne-au învățat. Deci când venea luna Ramadanului, toți lăsau toate lecțiile, tot ce aveau și se ocupau de Coran. Nu? Imam Malik închidea toate lecțiile care le avea în moscheea profetului sallallahu alaihi wasallam și el în moscheie ce preda? Preda relatările profetului, hadisuri. Dar când venea luna Ramadan, oprea aceste lecții și ce făcea? Oprea lecțiile de Coran, de predarea relatorilor profetului sallallahu alaihi wasallam și se preocupa de Coran. Și se preocupa de citirea Coranului. Iar alți savanți musulmani ne spuneau când vine luna Ramadan este luna qira'atul Coran wa it'amut ta'am. De citirea Coranului și hrănirea sărmanilor. Și hrănirea sărmanilor. Wa it'amut ta'am. Și de aceea se axau pe lucrurile care sunt importante în această lună. Cel mai important lucru, am spus fără îndoială, că e să ținem post. După aceea vin celelalte fapte, lucruri pe care le facem și am spus că întotdeauna să avem grijă să facem lucruri care să aibă beneficii mult mai multe. Pentru că citirea Coranului este importantă, dar este bine pentru mine, pentru sufletul meu, pentru purificarea mea. Dar, de exemplu, când faci o faptă bună în care profită o familie, profită două familii, îi înveți pe cineva un lucru frumos de Ramadan. Le pe vecinul atunci la moschee, de exemplu.
Îl iei pe un om care în viața lui n-a călcat la moschee, l-a dus la moschee sau zici, hai să ții post colegului de muncă, hai să ținem post împreună mâine, hai încearcă. Deci transmit mesajul lui Allah, dacă omul acela ține post toată viața datorită ție, ce poate să fie mai bun la Allah decât să-l călăuzești pe cineva pe calea lui Allah? Și de aceea luna Ramadanului este luna în care trebuie să ne gândim și la această latură, să chemăm la bine, să facem fapte bune, să ne chinuim pentru sufletul nostru, citim Coranul, ne rugăm, facem dua, dar în același timp să-i chemăm și pe alții la mesajul lui Allah subhanahu wa ta'ala. Să chemăm și pe alții să învățăm binele Islamului. De ce? Pentru că atât timp cât omul acela se roagă, face fapte bune, face un lucru bun, avem de profitat în ziua de apoi amândoi. Nu? El nu pierde nimic din răsplata lui, dar în același timp se schimbă răsplata ție. Cum este cu masa de iftar, de exemplu. Spune Profetul sallallahu alaihi wasallam, cine invită pe cineva la iftar, primește răsplata lui, care a câștigat-o în aceea zi, fără să scadă din răsplata lui nimic. Fără să scadă din răsplata lui nimic. De aceea, din obișnuim ca luna Ramadanului este de aceea toată lumea încearcă să știu eu, să vină cu curmale, să vină cu airan, cu apă la moschee, cu un ceai, cu o cafea, ce voi să vină oamenii să deschidă iftar. De exemplu, în țările arabe, când mergeam la moschee, toată lumea se ruga, vină la noi, stai aici în grupul nostru, stai în grupul nostru. Aduceau de acasă curmale, aduceau moschee, înșirau fiecare, își punea lucrurile, apă, suc, mă rog, ce aduceau și fiecare îl chema pe celălalt. Haide, hai aici, hai să deschizi iftarul, hai să-mi dai sevabul mie, hai să-mi dai mie ejer. El câștigă și nu scade din răsplata ta nimic. Și asta este cea mai mare dărnicie. Da? Pentru că Islamul ne învață unele definiții care poate până acum nu ne știam așa. De exemplu, Profetul sallallahu alaihi wasallam vorbește de zgârcit. Și zice, cine este zgârcit? Automat noi ne gândim, cum s-au gândit și companionii, cel care nu dă. Cel care are arici, scorpioni în buzunar, nu? Nu bagă mâna în buzunar. De fapt, Profetul spune, zgârcit este cine? Acela care, dacă sunt pomenit lângă el, nu spune sallallahu alaihi wasallam. Nu mi aduce salavat. Men zukirtu indehu felem yusalli alaihi, spune Profetul sallallahu alaihi wasallam. Tot în terminologia, în definiția Profetului sallallahu alaihi wasallam, cine este hoț? Hoț este cel care fură. Nu? Noi așa știm. Dacă te întreabă cineva cine este hoț, hoț este cel care fură. Dar de fapt, în definiția Profetului, cine este hoț? Cine fură din rugăciune. Cum adică fură din rugăciune? Adică se duce la rugăciune, se ridică. Se duce la sejde, se ridică. Campion la mișcări rapide. Profetul i-a numit hoți. Nu dați nume, fără nume. Deci Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam i-a numit pe aceștia hoți, cei care fură din rugăciune, adică nu se roagă cum trebuie. Se mișcă rapid, nu stă la rucu, nu stă la sejde. Muflis, cel care dă faliment, cine e? Și au întrebat, profetul i-a întrebat pe companion și a zis companion, cel care a pierdut tot, nu mai are bani, nu mai are nimic. Și de fapt profetul ne dă altă definiție. Muflis zice, cine vine cu fapte multe în ziua de apoi. A făcut multe fapte bune. A hrănit sărmani, a dat bani în dreapta, în stânga, a făcut moschei, a făcut multe, multe fapte bune. Dar l-a înjurat pe ăla, l-a bârșit pe ăla, a luat dreptul cu tare, i-a mâncat averea cu tare, l-a păcălit pe cu tare, i-a furat banii, i-a păcălit în afacere, etc. Și vine ziua de apoi cu fapte bune multe, dar începe să le împrăștie. Vine Ahmed, zice, băi, tu mi-ai luat 10.000 de euro, m-ai păcălit la afacere, ia răsplată și rămâne cu mâna goală. Și spune Profetul sallallahu alaihi wasallam, muflis, cel care dă faliment, este cel care vine cu fapte multe bune în ziua de apoi, dar datorită faptului că a greșit foarte mult față de oameni, dă toată această răsplată și rămâne cu mâna goală. Dă faliment în ziua de apoi. Allah să ne ferească. Și de aceea trebuie să avem în vedere și aceste lucruri atunci când vine luna Ramadan, să ne ferim să fim de cei care fură din rugăciune, să ne ferim să fim dintre cei care mănâncă dreptul celorlalți, care mănâncă pe nedrept averea altora, sau îi păcălește pe ceilalți, îi minte, îi bârfește, pomenește numele lor în lipsa lor și așa mai departe. Allah să ne ferească. De aceea luna Ramadanului este luna în care să ne întoarcem la Allah subhanahu wa ta'ala, să ne resetăm calculatoarele, inima, să revină la setările din fabrică, să începem din nou
un nou elan după luna Ramadan, inshallah, să ne rugăm la Allah subhanahu wa ta'ala să ne ajute să rămânem statornici pe această cale, să rămânem într-o credință, să ne întărească credința în sufletele noastre, să nu uităm că duaul este unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le facem în această lună și să nu neglijăm duaurile, pentru că duaul celui care ține post este primit de profetul sallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakum.